7 alpiniști au murit într-o avalanșă produsă ieri la prânz în masivul Ecrin din Alpii francezi, potrivit unui bilanț anunțat de autorități. Printre victime se află și străini, conform jandarmeriei, care nu a precizat și naționalitatea acestora, transmite Agerpres. Bilanțul s-a înrăutățit, au murit 7 persoane, a declarat prefectul departamentului Haute-Alpes, sud-estul Franței, Pierre Besnard, care anunțase anterior un bilanț provizoriu de 5 morți, 2 dispăruți și o persoană salvată, ușor rănită. Echipele de salvare verifică locul produs avalanșei pentru a se asigura că nu mai există alte victime, a adăugat prefectul. Potrivit acestuia, vremea nu ridicase semne de îngrijorare deosebite. Ninsese puțin, dar timpul era relativ bun. Avalanșa a pornit de la 3.900-4.000 de metri înălțime, iar cercetările efectuate de circa 15 jandarmi și un elicopter erau în plină desfășurare ieri după amiază. Este una dintre cele mai devastatoare avalanșe din acest an din Franța. În 25 ianuarie, 6 persoane au murit în Queyras, tot în Alpi, iar în 1 aprilie, alte 3 au pierit în Ecrin.